Bună seara tuturor, sunt Arotela cu o etalare atipică. Am vrut astăzi, tot am vrut să fac o înregistrare, un video special, dar până la urmă, de vreo jumătate de oră, am auzit o voce, șoptind evident, că așa face vocea interioară, spunându-mi că ar putea fi interesant să fac o etalare a momentului pe care îl trăim în acest, chiar în această oră, în această perioadă, eclipsa de lună, evident parțială, pe lună plină, în Capricorn. Nici eu nu știu ce o să vorbesc exact, dar în momentul în care am auzit acea voce interioară șoptindu-mi, fă această etalare, am și văzut cărțile pe care ar trebui să le pregătesc și să le explic. Nu știu exact unde să mă uit la cameră, sper să, oricum, să comunicăm așa cum trebuie. E o cameră nouă, e un telefon nou, văd că e un pic mai bine, dar și sper și volumul, sunetul să fie mai puternic. Mi-am aprins lumânărică, chiar dacă nu se vede, am bețișoare, chiar dacă nu se văd, am cristalele, chiar dacă nu se văd, da, deci nu înseamnă că dacă nu se văd, nu sunt, da? Și încerc să mă adun și să vă prezint, știu, ceea ce mi se prezintă și mie într-un fel sau altul. Acum, ce avem? Avem eclipsă parțială de lună. Este și lună plină în Capricorn, am zis. Toți experimentăm această poziție în funcție de casele în care ne pică. Mie îmi pică pe casa 6-a, în opoziție cu casa 12-a. Altora, poate în altă poziție. Dar haideți să vedem ce înseamnă, de fapt, luna. Și avem aici două cărți. Luna. În Capricorn. Da, iubiții mei. În Capricorn. Și nu doar în Capricorn, nu doar în Capricorn. Luna conjunct Saturn, acesta este Saturn, varianta negativă, că întotdeauna există varianta pozitivă și varianta negativă. Varianta negativă a lui Saturn este acest diavol, da? Varianta confuză, să zicem, negativă a lunii este aceasta. Mai există o altă variantă. Vom vorbi și despre asta. Mai există și o altă variantă. Varianta bună a lunii este Marea Preoteasă și varianta pozitivă a lui Saturn este Lumea. Interesant. Să ajungem până acolo. Dar haideți să vedem ce se întâmplă în acest moment. Când toate acestea sunt conjuncte. Diferență de câteva grade, da? Evident că Luna reprezintă zodia racului sau a peștilor. Interesant este că avem soarele în zodia racului. Conjunct, da? Oarecum cu Venus, dar n-am mai adus cărți care se reprezintă și Venus sau Mercur. Avem soare în opoziție cu luna, da? Ce opuse sunt în primul rând? Și aici noi trebuie să ne echilibrăm. Ce opuse sunt? Soarele, bucurie, trezire, inspirație, magnetism, electricitate. Bine, știu că astea țin de alte planete, dar soarele este cel care dă viață și atunci simțim toate aceste energii. Apropo, da? Soarele dă viață. Luna receptează, informează, adună informație. Însă, comparând aceste cărți, ce diferență și cromatică și de peisaj. Luna este confuză, este ocultă, este secretoasă, pe când soarele este deschis. N-are nimic de ascuns. Ba dimpotrivă, luminează și ceea ce vrem noi să ascundem. Da? Luminează în acest moment, în opoziție, luna
Să caut și cartea cealaltă. Saturnul, adică diavolul. Și ce mai luminează, dragii mei, că avem un Saturn conjunct Pluto? Moartea. Haideți să vorbim. Ce ar fi trebuit să fie în această perioadă, până să vină luna și să fie eclipsa? Ar fi trebuit să existe aceste două, da? Acestea două sunt de mult timp în Capricorn. Nu degeaba sunt împreună. Și ce înseamnă? Înseamnă că trebuie să punem capăt unor chestiuni toxice. Trebuie să transformăm. Asta înseamnă moartea, înseamnă transformare. Să transformăm tot ce este toxic și este mult de înșirat. Frici, boli karmice, legături karmice, ego, orgolii, dorința de putere, obsesii sexuale, da? Cum arată și poza. Adicții pentru băutură, pentru fumat, pentru porno, pentru câte și mai câte. Pentru tot ceea ce nu ne face bine. Poate să fie și adicție pentru prăjituri. Da? Atât timp cât nu ne face bine. Trebuie să punem capăt acestor aspecte din viața noastră. Pentru că în momentul în care reușim să punem capăt, ni se oferă ce? Lumea. Ni se pune lumea la picioare, cu alte cuvinte. Învățăm, încheiem un capitol în care am fost dependenți, am fost influențați de acest diavol, îl încheiem și ne pregătim pentru un nou început, pentru acel nou început care, evident că nu vine într-o zi, vine în câteva luni, într-un an, în 2 ani, într-o perioadă. Pentru că iar vorbim de Saturn și înseamnă perioadă lungă, da? Nu e o chestie rapidă ca la Mercur, de exemplu. Deci, revin. Trebuie să luptăm, cu aceste tendințe toxice. Ură, invidie, tot ce este toxic. Și să omorăm acest diavol din sufletul nostru sau din preajma noastră care ne intoxică viața. Trebuie să-l omorăm. Pentru că în momentul în care îl omorăm, ce avem? Avem varianta pozitivă a lui Pluto. Dacă până acum am avut varianta, dacă v-am arătat varianta pozitivă a lui Saturn, lecția, faptul că ne ridicăm deasupra lumii, lumii în care am trăit până acum și ne pregătim pentru o altă lume, o lume nouă, da? O lume nouă în care ce facem? Renaștem. Avem renaștere și la moarte? Avem renaștere și la judecată. Cu alte cuvinte, ceea ce facem în acest moment, lucrurile de care ne eliberăm, ne pregătesc pentru această înviere. Da? Să nu uităm Apocalipsa despre care am început să citim. Unii dintre noi poate știm mai mulți, alții mai puțin, da? Și interesant că peste acestea două, acestea patru, acestea patru ar fi cu varianta finală, varianta pozitivă în cazul în care reușim să ne luptăm cu noi, da? Și nu doar cu noi, și cu cei din jurul nostru care ne creează niște stări negative, da? Astăzi avem și luna. Care ce înseamnă? Exact partea noastră cea mai sensibilă, emoțiile noastre. Înseamnă familia, înseamnă viețile anterioare, înseamnă memoria din alte vieți. Înseamnă coșmarul, da? Că vorbim de diavol. Înseamnă, da? Frici, am zis mai devreme. Înseamnă, multe, înseamnă, am zis obsesie, am zis frici, am zis coșmaruri. Înseamnă legăturile toxice pe care le-am experimentat prin șabloanele familiale. Poate că foarte mulți dintre noi
Am văzut la părinții noștri, la bunicii noștri, obiceiuri toxice, obiceiuri negative sau relații toxice. Și într-un fel sau altul, că așa se întâmplă, i-am copiat. Ca luna ce face? Absoarbe. Dar, cu lună conjunct Saturn, lună conjunct Saturn, în general, accentuează toate aceste stări. Asta e prima fază de început. Și faza a doua, dacă lucrezi și știi ce trebuie să lucrezi, faza a doua este că luna își învață lecția și se ridică într-o altă stare, mai pură. În Capricorn, cum ar trebui să fie? Mai stabilă emoțional, mai controlată. Cu alte cuvinte, nu știu de ce, dar poate unii dintre voi sunteți de acord cu mine. Luna conjunct Saturn îmi sugerează foarte mult împăratul. Împăratul. Să vă mai arăt și aici, da? Împăratul. Deci, cu alte cuvinte, după ce vă luptați cu stările voastre, ne luptăm cu stările noastre, da? Luna conjunct Saturn, luna conjunct Pluto. Repet, în cazul în care, eu știu, poate am scăpat ceva. Lună conjunct Pluto. Lună conjunct Pluto. Iar obsesii. Iar emoții negative. Frici. Ură. Când am fost iubiți, când am fost trădați, da? Când am fost înțeleși, când am fost jigniți, când am fost abandonați. Că cineva a încercat să ne domine, da? Ură. E starea cea mai întunecoasă. E similară uneori cu luna în Scorpion, evident. Dar de asta dată este în Capricorn și atunci atrage toate calitățile și defectele Capricornului. Deci ne luptăm cu aceste stări ca într-un final. Mai arăt și alte cărți. Da? Lună, conjunct. Uitați ce interesant arată. Ce puternice sunt toate cele trei cărți. Și toate au părți, majoritatea, negative. Au și părți pozitive, evident. Dar până acolo, câtă muncă este necesară să descoperim ce? Că acel diavol poate fi dominat. Prin ce? Prin ce poate fi dominat diavolul dacă nu prin încredere, prin credință? Ce frumos arată cartea aceasta, exact opoziția soare-lună pe care o avem în acest moment, da? Ce înseamnă soarele? Înseamnă credința noastră, înseamnă Dumnezeu, înseamnă acea forță fantastică care guvernează întreaga planetă, întreg universul și face lucrurile să meargă mai departe. Și de ce să stăm noi în acel întuneric? De ce să stăm în acest întuneric al diavolului când putem, da? Putem să lăsăm cele două regine să meargă mână în mână, să se completeze varianta pozitivă. Și spun să meargă mână în mână pentru că avem aici un faeton care reprezintă mișcarea. Înseamnă, după cum vedeți, conștientizarea plusului și al minusului și hotărârea să meargă mai departe, către ce? Către stea. Și steaua ce ar fi? Copilul dintre lună și soare. Luna este partea feminină, soarele este partea masculină. Trebuie să existe și un al treilea element, da? Există un trio divin peste care nu putem trece. Și atunci ce facem? Ne adunăm cele două părți și mergem mai departe către ce? Către echilibru, evident, și către împlinirea destinului nostru. Să nu uităm că steaua înseamnă vărsătorul. Deci, cu alte cuvinte, nu-mi dau seama cât de coerentă sunt. V-am zis, nu am programat această etalare. Dar sper că luați mesajul așa cum trebuie. Am spus că faetonul merge către ce? Către stea
Și steaua este vărsătorul. Deci ceea ce reușim acum să punem bazele sau călătoria pe care o stabilim în acest moment, ne ajută pentru 2020, când va fi conjuncția Saturn-Jupiter în vărsător, da? Steaua. Ce va fi? Va fi iar diavolul, va fi iar lumea și va mai fi Jupiter, roata norocului sau temperanța, dar mai vorbim despre asta. Acum vreau să vă scot în evidență stările pe care le experimentăm mai mult sau mai puțin, mai devreme sau mai târziu în această perioadă. Pentru că o eclipsă ne va influența câteva luni de zile. Nu, aici mă interesează, nu fac o lecție de astrologie acum, ci fac o prezentare mai atipică, o etalare atipică, da? Scorpionul. N-am pus și invers, da. Ce înseamnă? Înseamnă Pluto. Înseamnă casa 8-a. A banilor, a căsătoriei. Casa 7-a am spus, nu știu dacă am spus vreodată. O voi spune probabil, dar pentru cei care totuși vor să știe. Casa 7-a a relațiilor, a contractelor, până semnezi contractul, casa 8-a a căsătoriei. Ce mai înseamnă sex? Înseamnă bani, înseamnă lucrurile care sunt foarte adânc săpate, iar înseamnă viața anterioare cu lună. Probabil că multe stări pe care le vom prelua sau le preluăm sunt adunate și din alte experiențe ale vieților anterioare. Am zis, înseamnă familie, trebuie să punem capăt cu acele șabloane familiare care nu ne-au făcut bine. Trebuie să renaștem. Ar fi, cu alte cuvinte, să încerc o metaforă, acea prima respirație pe care o avem în momentul în care ne naștem, da? Sau în care ne trezim dintr-o mare somn, dintr-o anestezie îndelungată. Prima respirație, aceasta trebuie să fie acum, ca să ne pregătim pentru ce, dragii mei? Să vă arăt, pentru judecata. Probabil că judecata, la fel, nu este un eveniment care se întâmplă într-o zi, într-o săptămână. Este un eveniment care se întâmplă pe o perioadă îndelungată. Acum trebuie să auzim un moment, și nu avem cum să auzim dacă noi stăm în această energie, da? Dacă noi stăm în această energie, nu avem cum să auzim. Trebuie să le dominăm, trebuie să le omorâm, să punem capăt, da? Toxicității și a lucrurilor care nu ne aduc nicio creștere. Pentru că altfel nu avem cum să auzim ce. Îngerii, cum ne cheamă. Ne cheamă îngerii la o nouă viață, da? La o nouă lume. O lume mai bună. O putem vedea, probabil, unii dintre voi, dacă ne concentrăm pe soare. Dar trebuie să fim în echilibru, nici pe soare, nici pe lună, trebuie să fim undeva în echilibru. Și acum, varianta pozitivă a lunii, am spus că este ce? Marea preoteasă. Pentru că doar prin intuiție vom putea să auzim chemarea la o nouă viață. Se întâmplă acum. Au fost mesaje și în viața politică, și în viața socială, și în viața noastră personală. Simți că nu mai poți să stai într-un loc, simți că nu mai poți să stai cu cineva anume sau cu anumite persoane. Simți că nu mai poți să faci un job, nu-ți mai aduce nicio satisfacție. Simți că regimul tău de viață, alimentar, nu-ți mai priește. Da? Dar asta, numai când faci liniște, poți să asculți cele două voci. Vocea interioară și vocea îngerilor. Uneori, îngerii vorbesc și prin vocea interioară. Dar trecem peste aspectul ăsta. Important este să facem pace. În momentul în care noi ne luptăm și ne chinuim și urlăm de durere și de supărare și de ură, n-avem cum să auzim aceste voci. Și n-avem cum să înțelegem, că Marea Preoteasă înțelege și presimte.
și presimte, da? Și nu doar interesant, am vrut două seturi de cărți pentru că e interesant cum aici Marea Preoteasă este sugerată altfel. Altfel. Dacă aici înțelege, are parte de cunoaștere în prima perioadă, să zicem, după ce își ascultă intuiția, în următoarea se poate ridica. Se poate ridica deasupra acestei lumi. Eventual se pregătește să se ridice unde? La îngeri. Da? Ascensiunea pe care unii dintre noi trebuie să, de care unii dintre noi ne putem bucura. Teoretic ar trebui toți, dar evident că nu toți or să aibă parte. Doar cei care reușesc să se lupte cu aceste stări. Da? Și avem un soare în opoziție tocmai ca să primim lumina. Chiar dacă e departe, noi o vedem. Și în momentul în care o vedem și înțelegem, ne putem mobiliza către, cum am zis, o nouă viață, către steaua noastră. Steaua noastră. Calitatea noastră de ființe divine. Sau de ființe, să nu exagerez totuși, create de divinitate. Să nu uităm că avem fărâmă de divinitate noi. Da? Am spus că lună conjunct Pluto sau lună conjunct, nu, lună conjunct Saturn, mie îmi sugerează o carte. Împăratul, da? Cu alte cuvinte, dacă reușim să dominăm aceste stări, reușim să controlăm viața noastră, acolo unde vă pică vouă această eclipsă. Casa 6, casa 4, casa 3, nu contează, da? Casa 10. Reușim să nu ne mai lăsăm conduși de alții, ci să ne controlăm, că asta face împăratul, să ne controlăm noi viața. Bine! Și aici există o parte pozitivă și aici există o parte negativă. Ideea este că și împăratul, varianta lui bună, este a unei persoane care protejează. A unei persoane care își cunoaște misiunea spirituală. Și dacă împăratul e conectat la această forță, da? Și, evident, că va fi și la soare. Ideea este că el va putea să îi coordoneze și pe alții către această misiune, către această nouă lume. Înțelegeți ce zic? Încerc să fiu coerentă. V-am zis, e o chestie foarte spontană. Mi s-a spus acum o jumătate de oră, eu știu cât a trecut, nu-mi dau seama, da? Deci trebuie să ne controlăm viața. Trebuie să alegem. Ce face împăratul? Genul acesta de om, de bărbat, în această carte, că poate fi și femeie, evident. Împăratul. Varianta bună, evident. Varianta bună. Nu se lasă influența de nimeni. El este cel care impune regulile. Regulă de viață, da? Regulă de aliment sau regulă alimentare. Sau, eu știu, ordinea la locul de muncă sau planul sau organizare. În fine, sunt multe. Ideea este că împăratul se controlează. În primul rând pe el. Bine, varianta negativă este, și asta îl face la un moment dat să ajungă similar și cu diavolul, devine prea obsedat de control. Dar trecem peste aspectul negativ, vreau să vorbim mai mult despre aspectul pozitiv. Iar în momentul am spus, în momentul în care reușim să dominăm, că asta înseamnă să dominăm aceste stări și să le controlăm, și nu doar să le dominăm, să le omorâm, că avem și moartea, vom putea să auzim vocea interioară, să înțelegem lucrurile din perspective mult mai subtile, ba chiar, să avem și aici împăratul, că trebuie, marele preot, ba chiar să înțelegem de ce a trebuit să experimentăm niște dogme și să selectăm, pentru că vorbim de selecție, de control, da? Să selectăm, ce înseamnă controlul? Să selectăm din seria de dogme care ne-au făcut rău, care
rămân inspirante pentru calea noastră. Pentru că nu se poate să mergi într-un haos, da? Nu poți să trăiești fără reguli. Și atunci avem nevoie și de marele preot, de principii, de moralitate și de împărat. Avem nevoie să le experimentăm. Și e interesant că amândoi reprezintă Capricornul într-o formă sau alta. Luna conjunct Saturn, împăratul. Luna conjunct Saturn, eventual și Pluto, marele preot. Cred că undeva, în alt plan, o să vedem, se întâmplă ceva, se va întâmpla ceva. Acești doi mari oameni vor pune la plan ceva, la cale ceva, vreau să zic. Plănuiesc ceva, marele preot. Interesant că în aceste decăți văd că se și privesc, da? Cum i-am pus, cum i-am ales, se privesc față în față de ca și când discută ceva. Și despre ce pot să discute marele preot și împăratul în casa Capricornului, dacă nu despre sisteme financiare, despre sisteme religioase, despre sisteme de varianta negativă, dominare, a cui? A societății. Asta e o variantă negativă. Evident că există și varianta pozitivă. Rămâne să... Cred că varianta pozitivă o să primim la nivel personal sau de grupuri foarte mici. Avem soarele în rac, nu? În opoziție. Avem, cu alte cuvinte, în opoziție credința noastră. Că e creștină, că e altă, de altă natură, credința noastră este în opoziție cu aceste două forțe. Cred că în această perioadă, aceste două forțe, două deja i-am suprapus, vor, am spus, aceste două forțe se vor lupta pentru ceva. Vedem ce. Trebuie să ne conectăm la intuiția noastră, cum am spus. Ne conectăm la intuiția noastră. Să ne ridicăm deasupra dogmelor și a sistemului. Am vorbit de dogme și a sistemului în care am fost învățați, împăratul, educați, crescuți acasă. Să ne ridicăm deasupra lor. Și să ne conectăm la Dumnezeu, la sursă, într-o altă formă. Pentru că ni se pregătește, am spus, o nouă lume. O nouă lume. O nouă viață. Dar, revin, trebuie să dominăm, să omorăm ce este negativ, ce este toxic, ce este în detrimentul nostru și în detrimentul creșterii noastre spirituale, că vorbim de spiritualitate, n-ai cum, n-ai cum. Și în momentul în care facem acest lucru, primim și semnalele, da? Vom înțelege, n-avem cum să nu înțelegem. Dacă reușim să facem pace, liniște cu noi înșine și să curățăm, vom avea parte și de lumină. Da, cred că cei doi pregătesc ceva interesant. Rămânem atenți la ce se întâmplă în jurul nostru. Avem așa.
trecute se puneți, marele preot se ocupă și de moarte, da? Deci haideți să lăsăm moartea pe partea asta. El face sfeștanii, face slujbe de mormântare, deci rămâne cu, da? Asociat cu această carte. Și acesta, cu ego-ului. Deci, în acest moment, sau în această perioadă, Saturn-Pluto, în Capricorn, pune la cale ceva. Însă noi, la nivel personal, pentru că avem luna, luna e personală, sunt emoțiile noastre, este memoria noastră. Saturn este planetă generațională, Pluto este planetă generațională, interesant, dar luna este extrem de personală. N-ai cum, se schimbă la câteva, într-un mod foarte rapid, cel mai rapid, da? Și atunci ceea ce înțelegem și transformăm la nivel personal, probabil că la un moment dat sau mai devreme sau mai târziu se va răstrânge și asupra mediului în care trăim, societății. Poate că ceea ce învățăm acum, în aceste momente, sau începem să învățăm, să în momentele în care primim, eu știu, inspirație, iluminare, vom putea la un moment dat să oferim din această inspirație și celor din jurul nostru, care poate au rămas un pic în urmă cu lecțiile, dar îi vom putea ajuta la un moment dat. Caut acum, caut o carte, caut, unde ești? Că le-am zăpăcit un pic. Da. La un moment dat, cei care sunt în avans cu lecțiile vor putea să ofere lumii noi ceea ce primesc în această perioadă. Da, inspirația. Credința. Soarele în rac înseamnă foarte mult și soare în casa a patra, a familiei. Dar, care familie? Cea în care am fost crescuți? Sau cea pe care o simțim ca făcând parte din noi? Familia noastră spirituală. Da? Familia noastră spirituală. Lăsăm în urmă dogmele, tradițiile, sistemele învechite și ascultăm vocea Duhului nostru, protector, Îngerului protector, ghizilor noștri spirituali. Aceștia pot fi ghizii. Interesant sau nu, rămâne să spuneți voi, așa am simțit nevoia să vorbesc acum. Sper să fie de ajutor unora dintre voi. Probabil că unii veți experimenta foarte intens chiar în seara asta, sau poate ați început, sau în seriile următoare. Dar cum am spus, faetonul merge către stea. Steaua este vărsătorul. În două zile, poate chiar într-o zi și ceva, luna intră în vărsător. Poate că atunci veți începe să auziți o parte din mesaje. Da? Poate, pentru că n-am scos cartea. Era interesant dacă o scoteam. Poate unii dintre voi, cei care reușiți să dominați aceste emoții, sunt aici cărți aruncate în toate părțile, dar așa se întâmplă. Este un set de cărți frumos. Caut steaua. Este foarte frig, după cum vedeți, sunt în bluză. E frig afară. Așa, uite, steaua. O am și aici. A trebuit să o găsesc și aici. Steaua. O
am și aici, mult mai aproape. Mulțumesc că ai venit atât de repede. Am spus că luna va intra în curând în vărsător. Pentru cei care reușesc să-și facă afirmațiile, detașările, ritualurile de curățare și de eliberare în seara asta, poate și-au făcut de ieri seară, de ieri noapte, în seara asta, cred că merge și mâine până la urmă, dar evident că acum este mai important decât mâine. Probabil că cei care își fac temele acum intens vor începe să experimenteze o vindecare, poate chiar de mâine, de poi mâine, eliberare, echilibrare emoțională, curățare emoțională. Este prima oară când această imagine îmi sugerează, este prima oară și poate nu întâmplător, când această imagine, da, steaua și celelalte, îmi sugerează niște aripi. Parcă ar fi un înger de lumină din stele care vine înspre voi, cei care vă vindecați, cei care ne vindecăm, îmi doresc să fac parte din acest grup. Aici ce avem? Iar avem al treilea ochi aici. Începem să vizualizăm, ne curățăm, da? Intrăm în apele pure. Ne curățăm emoțional, ne vindecăm și începem să vedem viitorul, vedem lumea cea nouă. Unde este? Da? Să vedem, să vedem, da? Primim inspirație și să vedem lumea cea nouă în care a trebuit să trăim și în care a trebuit să trăim vindecați și să-i vindecăm și pe ceilalți. E interesant că în această imagine steaua, parcă de la distanță, sugerează a ceas, a timp. Iar o chestie saturniană, dar poate că e vorba de un timp divin în care trebuie să intrăm. O dimensiune, o altă dimensiune. Întotdeauna, faetonul merge către stea. Da, e rac, dar nu contează. Racul merge către ce? Către vărsător, către eliberare de dogme, de familie, da? Undeva își dorește. Bine, înseamnă mult mai mult. Are și el stele aici, da? Constelații. Pentru că cine poate să stea lângă lună, de fapt, dacă stăm să ne gândim lângă lună? Soarele n-are cum să stea. N-are cum. El e ziua, da? Luna are și ea nevoie de o companie, cel puțin la fel de strălucitoare, ca să nu fie singură. Și atunci, interesant și acum, tot acum mi-a venit această idee, faetonul, da? Care este reprezentat de lună, are nevoie de o stea, de o companie la fel de strălucitoare și de profundă, cu care să lucreze. Cred că e o chestie de Twin Flames, posibil unii dintre voi, intrați, cei care vă curățați, da? De ce am zis mai devreme? Intrați pe această cale a flăcărilor gemene, care nu este pentru oricine. Nu toată lumea va experimenta aceste lucruri. Aici o să mai fac un alt video special odată și odată. Cam atât cred că am avut de spus. Dacă ar fi să spun mai mult, eu știu, rămâne de văzut, de comentat, pe Facebook, în comentarii. Asta e ametistul meu drag. Vă pup, vă doresc dragoste, creștere spirituală, pace și pe curând. Numai bine, la revedere!